Bine v-am regăsit! Să fie o zi magică cu stele norocoase, astăzi 13 iunie, o zi de sărbătoare. Haideți să vedem care este mesajul magic pentru voi astăzi. Sunt așa, mă iubesc pe deplin în momentul prezent. Sunt tandru, bun și încurajator cu copilul meu interior pe măsură ce descoperim și ne eliberăm de mesajele vechi și negative. Sunt tandru, bun și încurajator cu copilul meu interior pe măsură ce descoper și eliberez mesajele vechi și negative din mine. Da, e un pic ciudat tradus, dar cred că cel mai bine țineți așa aminte. Mă iubesc pe deplin în momentul prezent. Astăzi, pe 13 iunie, la ora 12, ne dăm întâlnire la știrile Canal D, la Canal D, la 12 la știri, în cadrul știrilor. Poate să fie la 12 și 10, 12 și un sfert, dar oricum, 12 și 20 uneori, dar oricum, în cadrul știrilor, mă vedeți și pe mine pe acolo, dacă vă e drag de mine și doriți să mă vedeți și la televizor, vă aștept cu mare drag. Haideți să vedem ce facem noi astăzi, că ne apropiem de lună plină. Oricum, luna deja a intrat în săgetător, astăzi pe 13 iunie. Asta înseamnă că se formează luna plină, este luna plină, chiar dacă momentul maxim este pe data de 14. Moment pentru care, desigur, v-am pregătit și ritual, v-am pregătit postare, v-am pregătit tot ce era necesar pentru această lună plină magică. O lună plină înțeleaptă, filozof așa, pentru că luna în săgetător activează filozofia, activează filozoful interior. Like, share, subscribe, abonați-vă. Dacă doriți astrograme personalizate, vă invit. Personalizate în ce sens? Păi nu vorbim despre toată zodia, vorbim doar despre tine. Poți să pui orice fel de întrebări, nu trimit în scris, adică nu vă dau cu copy-paste din cărți să vă trimit în scris. Pur și simplu poți să pui orice întrebare vrei tu, mă vezi că sunt eu acolo, poți să... Dacă îți vine o întrebare în momentul discuției, chiar dacă ea nu era în planul tău, poate universul îți transmite că ai nevoie să afli altceva, nu ce credeai tu că ai nevoie, poți să vorbești, să pui întrebări, să eliberezi, să-mi spui ce ai pe sufletel, ca eu să văd acolo în harta sufletului tău care sunt direcțiile cele mai potrivite pentru tine. Desigur că tu vei alege, eu îți dau mai multe variante și tu vei alege, dar îți explic și de ce ți se întâmplă anumite lucruri și care sunt tiparele tale, care este karma ta, care este bagajul tău karmic, de ce atrage anumite persoane, de ce ai anumite gânduri. Pentru că planetele ne arată cum suntem noi. Ele spun povestea noastră despre noi și tu vrei să te cunoști pe tine, vrei să-ți afli povestea nespusă, ca să zic așa. Bineînțeles că voi vă cunoașteți unii mai mult, alții mai puțin, dar astrologul vine să-ți confirme sau să-ți infirme, vine să-ți răspundă anumitor lucruri, vine să te ajute să înțelegi și, bineînțeles, vine să te ajute să-ți faci un plan pe termen lung, adică să înțelegi care sunt direcțiile tale pe următoarea perioadă. Eu lucrez pe un an de zile, în care normal că nu o să luăm fiecare lună, fiecare zi. În mare o să-ți spun aspectele planetelor, tuturor planetelor. Pe unde l-ai pe Jupiter, unde ți se activează norocul, pe unde ai destinul, pe unde trece o retrogradare, pe unde să te aștepți la anumite situații. De obicei încerc să împart... Acum, dacă omul vine setat că vrea să afle niște lucruri, normal că eu îi livrez informația pe care el o caută. Dar cei care doar vor să experimenteze și vor să vadă așa ce le spun, lucrăm pe harta natală, lucrăm pe tranzite, revoluție solară și, desigur, dacă este cazul, și pe harta cuplului, pe sinastrie, hartă compusă. Dar sunt persoane care își aprofundează și vin odată pentru harta natală, odată pentru sinastrie, odată pentru previziune. Aici previziunile astea trebuie să înțelegeți odată și întotdeauna că nu reprezintă citirea viitorului. Previziunile înseamnă că eu vă spun ce potențial aveți voi, care sunt perioadele favorabile și nefavorabile pentru o perioadă de timp, când voi să acționați în așa fel încât să atingeți niște obiective. Dacă voi acționați conform acelor date sau nu acționați, că poate nu trebuie să acționezi, voi vă construiți singur viitorul. Dar e bine să știi niște, adică să știi când plouă. Poate vrei să știi când plouă, ca să nu mai uzi grădina. Și atunci, zici, să nu mai consum apă din fântână. Nu mai folosesc să mai ard pompa degeaba. Pur și simplu știu când plouă și mă folosesc la acel moment. Sau vreau să fac ceva și știu când nu e momentul potrivit pentru mine. În sfârșit, cine simte să lucreze cu mine, cu mare drag vă aștept și vă explic mai multe acolo în cadrul sesiunii. Începem cu berbecul.
Astăzi, pe 13 iunie, berbecii sunt deschiși să se odihnească și să-și facă niște planuri pentru următoarea perioadă. Planuri de vacanță, ies la suprafață foarte multe lucruri, ies la suprafață multe nevoi, dorințe. Aș spune cumva că este o zi încărcată, dar cu multe rezultate bune. Taur. Taurii sunt un pic agitați din cauza unor bani pe care ori nu-i găsesc, ori n-au mai ajuns la voi, ori are loc o amânare, orice va se întâmpla pe acolo. Sunteți un pic epuizați, enervați, îngrijorați, dar aș spune că o să se rezolve. Bani pe care trebuia să-i primiți, dar nu i-ați mai primit, sau care s-au amânat, sau care n-au intrat în cont, sau care s-au blocat, sau care au fost pierduți, sau mă rog. Nu vă mai stresați pentru că totul se va rezolva când vă veți detașa. Gemeni. Ei, voi sunteți așa ca pe ace. O perioadă, o zi încărcată, normal se formează o lună plină pe axa voastră, este luna voastră plină, practic, e luna în săgetător, pe relații, pe cuplu, pe relații profesionale, financiare, relația voastră cu între gemenii voștri, relația dintre gemenii voștri din interior nu e una, e pe ace. Sau, mă rog, așa e, rece, cald, rece, cald. Liniștiți-vă, relaxați-vă, priviți partea bună a lucrurilor și nu vă mai epuizați. E o zi agitată pentru gemeni. Rac. Racii au nevoie să elibereze niște lucruri legate de muncă. Poate astăzi mulți dintre voi nu lucrați, dar cei care nu lucrați vă gândiți tot la muncă sau faceți alte lucruri. E sărbătoare, nu, să nu faceți prea multe. Relaxați-vă și încercați cumva să priviți un pic în îndepărtare, pentru că acolo sunt niște, să spunem așa, luminițe. Luminițe de la capătul tunelului și poate că o să vă dea acea motivație. Găsiți motivație și în spiritualitate. Leu. Leii se pot îndrăgosti sau își pot exprima iubirea sau pot să înțeleagă ce simt ei, ce iubesc, ce nu iubesc. Poate chiar veți da niște semne clare legate de iubire, ci nu doar așa niște iluzii, pentru că foarte mulți mai stați în iluzie. Vi se pare că se uită, că nu se uită. Dar întreabă-l, dragă, mă iubești, Gigico, sau mi se pare mie, sau întreabă tu pe el, geluțule, mă iubești sau nu. Nu mai stați în incertitudine și în păreri, dar în presupuneri. Să învățați o mică lecție. Niciodată, dragii mei, nu facem presupuneri. Presupunerile sunt cele mai grave. Și în vânzări, și în viață, și peste tot. Niciodată nu faceți presupuneri. Și nici lei să nu facă presupuneri în dragoste azi. Fecioară. Fecioara are nevoie să muncească, să-și găsească echilibru prin muncă, rezolvă niște lucruri, dă niște telefoane, se preocupă de tot felul de chestii casnice legate de rude, de neamuri, poate chiar aflați niște lucruri legate de familie, poate aveți de rezolvat cu niște acte prin tribunale. Bine, nu astăzi, astăzi vă faceți voi planul, dați niște telefoane, aflați de la rude, aflați nu știu ce chestii, sunteți așa pe informație. Vin informații către voi, multe pot călători sau pot să meargă să-și viziteze rudele. Balanță. Astăzi balanțele sunt pregătite să schimbe mentalitatea, deci sunteți pregătite să scoateți așa la suprafață niște idei noi, să vă schimbați mentalul, să vă reorganizați, să vă repoziționați. Puteți să și călătoriți, puteți să vă faceți și niște planuri legate împreună cu frații, surorile, vecinii. Poate chiar veniți să schimbați anumite lucruri în viața voastră. Este foarte important astăzi să vă dați voie, să vă bucurați de toate lucrurile bune din viață. Și a spune, crește super mult din toate punctele de vedere, spiritual, personal, financiar. E o creștere foarte frumoasă. Scorpion. Scorpionii primesc bani, au reușite. Sunt și niște minusuri, nu vor să vă convină acele cheltuieli, dar ar trebui să învățați că dacă cheltuiți pentru voi, banii vor veni înapoi. Ia uitați, v-am făcut și o rimă. Aveți nevoie să învățați să și cheltuiți. Vin bani. Sunt discuții și pe teme financiare și pe teme emoționale, dar aș spune că ele sunt așa destul de constructive și înțelegeți și pe celorlalți sau poate că o acceptați. Săgetător, voi sunteți la extreme, luna plină în semnul vostru, astăzi deja agitați, insomnie, o fugă de colo-colo, dacă conduceți, conduceți cu grijă, nu vă stresați, nu vă grăbiți, nu vă accidentați, nu vă tăiați vreun deget, nu tăiați vreun morcov cu tot cu unghie, în sfârșit, nu vă grăbiți astăzi. Sunt multe emoții, sunt multe sentimente, sunt multe lucruri care sunt la suprafață, conștientizări, revelații. Practic, vă înțelegeți misiunea și, sau parte din ea, sau vi se oferă de către univers semnale, semne, vi se oferă semnale care este misiunea voastră. Deci săgetătorii pot să înțeleagă care le este misiunea. Capricorn.
Capricorn și ei cresc spiritual. Este o, o acceptare. Sunteți în acceptare, înțelegeți că nimic nu vă aparține, că totul există pentru voi, ca voi să înțelegeți niște lucruri, doar că nimic nu vă aparține. Foarte puternice conștientizările voastre, iubiți necondiționat, iubiți fără să mai așteptați nimic, învățați să vă iubiți pe voi, vă puteți distra destul de mult muncind ceea ce vă place și veți face niște schimbări în atitudine. Vărsător. Vărsătorii sunt conștienți de puterea pe care o au, sunt conștienți de abilitățile pe care le au. Astăzi, poate că vă veți întâlni cu prietene la un grătar, la o cină, la un prânz sau pur și simplu veți suna anumiți prieteni sau să primiți niște invitații de la prietenii voștri. Oricum, grupuri, prieteni, apropiere de prieteni. Pești. Peștii sunt solicitați și la locul de muncă, cei care lucrează astăzi sunt solicitați și acasă. Simțiți nevoia să faceți așa un pic de ordine, să spuneți niște lucruri, dar dorința principală este aceea de a păstra echilibru în suflet. Aveți nevoie să păstrați echilibru în suflet, aveți nevoie să păstrați echilibru în mintea voastră. Poate că n-ar strica dacă v-ați dat ceva timp și pentru voi. Potențial pentru bani și un potențial foarte bun să... aveți niște idei noi, mai ales când Mercur intră și el în Gemeni, logic că astăzi cu Mercur în Gemeni vă gândiți cum să faceți mai mulți bani sau să faceți planuri financiare. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!